Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia, unde a venit lupul oaia. Salutare! Miha, tu ești belită? Nu. Nu? E ridică de acolo să mă filmezi pe mine. Trepied unii, l-ai luat? Sau nu? Nu l-ai luat, că nu-ți pasă de trepied. Nu-mi pasă. L-am luat sau nu l-am luat? Nu mă știu. Păi niciun. A, uite-l. Vezi că l-am luat? Ia-s-te. Vezi cum m-a pus tu pe Nedic. Filmează și pe mine, vezi dacă mă văd bine, te rog să nu mă văd gras, să mă văd slim, frumos, stai jos. Ești super slim, doar slim. Sunt prieteni astăzi, am fost foarte supărat, în fine, înainte de supărare să vă spun, a apărut piesa. Nu uitați să dați la piesă un like și un comentariu neapărat, vă rog frumos. Și acum să revenim la supărare. Piesa noastră, spune-le care piesa. Vezi, mă iau mai de aici. Da, ești super slim, nu te iau. Cărnatul. Nu. De aici în sus, da? Da. Deci, prieteni. Supărat din cauza mașinii, v-am spus. Am făcut pernele, am făcut motorul, merge tot un lucru. Dar compresorul, când plec cu mașina de pe loc, pornește compresorul de la perne. Pornește, bagă aer, se oprește 2 minute, iar bagă aer. Normal trebuie să umfle pernele odată, să rămână la un așa și să nu mai bagi. Dar merge compresorul în continuu, dar mi-aș palme că mine să mor. Și acum nu știu ce să fac, am vorbit cu cineva, cu un tester care să merg abia luni. Un tester care se cheamă Star, care ăla știe, poate să vadă la suspensii ce are mai clar pe acolo. Dar, nu știu, mai bate ceva, cred că și pe la Bush, am multe de făcut. Și așa, după ce am dat 100 de milioane, acum altă ce-o mai avea, nu știu, nici nu vreau să mă mai gândesc, pe bune. Am mers cu mașina astăzi așa, mai bagă compresorul, bagă, se oprește, sper că n-are nimic, doar nu sunt strica mai rău. Ce să facem, asta este. David, vrei să-mi spui ceva? Da. Ce? Salutare, prieteni, vă iubesc mult. Să intrați la piesă, să facem 1 milion de vizualizări, cum am făcut și la apă de măcelar. Pentru că a cântat mama mea și tăticul meu. Oh, Doamne! Să intrați acolo, să vizionați piesa. Da, tu de ce? Eu mă duc să conduc rolul Suliman. Stai, de cine cântai și tu? L-a scos, îi face și mie o piesă. Da, băi, prieteni, și... Am venit la Alex în cameră, acum profităm de dormitorul lui, care ne facem plecat. De cap aici. El e plecat, la un concert cu Albert, am fost să-l ducem și pe laj. Mâine se întoarce, luăm din nou de la aeroport. Că și el mereu a venit să ne ia. Corect. Și am venit cu David Aisus să joace la PS. Că chiar că mi-a zis să vă arăt la, cum e la mine acasă. Aici suntem la Alex în dormitor, dormitorul lui e extra, extra mare. Are și baie, un fel de mini, ce mini apartament, că e chiar ca un apartament. Vedeți, e spațiu mare deschis. E mai mare ca camera ta de la Strehaia, nu? E. Cred că să vă arăt așa. Și aici are așa ca o terasă, vedeți? Unde își face Alexandru de cap. Măi, Miha. Ah. Sunt trist. De ce? Din cauza mașinii. De ce? Din cauza. De ce? Cum de ce? Nu ți-am spus mai devreme. Păi nu ai ce să faci, să rezolvă. Sunt probleme care... Sănătos să fim. Asta cu mașinile, fiarele, le repari întotdeauna. Hai, mă. Bine că am dat și foarte mulți bani. Stai că nu știu cum să stai. Am dat și foarte mulți bani. Și ne așteptam să o luăm țiplă. Dar acum că a mai apărut problema asta, trebuie să vedem cum o rezolvăm. De la ce vine... Ce se întâmplă cu compresorul ăla de învârte așa? Și noi n-am mai plecat la Strehaia, prieteni, ne-am rămas la București. Pe cum să plecăm cu mașina nefăcută? Da, și așa, puteam să mergem cu tovarășii cu care ne întâlnim noi întâmplător mereu. Dar n-aveam niciun motiv să ne grăbim. Dacă avem treabă luni. Ci, da. Avem treabă la service să mergem cu mașina aia. Și pentru ce te grăbești? Zici că nu știm traiul de acasă. Ce era de alergat? N-avem nimic de făcut important acolo la Strehaia. Avem și acum vacanța, după aia nu mai putem să mai plecăm. Începe David școala, am stat și păi noi... Păi când e vacanța? Până pe 3. Când e 3? Duminică, cred. Luni era 4. 4 începe școala. A. Da, oricum, n-are nimic. Păi n-are nimic. Cum pleci? Acum dacă tot au plecat ăștia... Luni. După ce facem mașina. Plecăm luni după ce facem mașina. Asta e. Îți este doar de patroană? Nu mi-este, dar ce să fac?
Dă-i seama că m-am obișnuit acolo cu toată lumea. Nu pot să zic că nu-mi place. Chiar îmi place. E, știți că eu sunt obișnuită cu stilul ăsta de viață mai agitat. Chiar dacă suntem noi mai agitați toți, ne înțelegem între noi. Ținem unii la alții. Suntem ai noștri. Cum am fi? Buni, nebuni? Ai noștri suntem. Dar vine mai scurție la cofilbom. Da, măi, prieteni, și vreau să vă mai spun ține aici că tot am dureri de picior. Tot am zis că merg la spital mâine și n-am mai apucat. Uitați, acum nu mă mai doare. Deci înainte a început durerea, hai să vă explic. De aici din spate. Deci de aici din spate pleca durerea pe picior. Acum nu mă mai doare, mă doare doar de aici șoldul, piciorul și de aici, așa. Și mă doare rău, nici în mașină când mă urc, nu pot să mă urc sau să cobor bine, adică mi-e greu. Trebuie să trag de picior. Deci chiar e groasă cu piciorul. Nici nu prea am înțeles nimic de la doctorul de la coloană de acolo când am fost și am făcut remeneu. Nu știu la ce doctor să mai merg, pe ce altă specialitate. Poate să nu fie de la coloană? Păi nu știu. Chiar nu știu. Trebuie să faci remene și la șold. Ia uitați pe ce dă Alex bani. Ia uitați-l. Gucci-uri. Chestii, trește. Oglindă venețiană, până sus. Da. Acesta om. Deci chiar nu știu ce să zic. Și-a luat parfum de 3.000 de lei. Da? Da. Iată. Dacă te vede, te omoară. Ia. Bine că nu e acasă. Bine că nu e acasă. Pe ce parte? Pe ce crezi că nu vede vlogul? Ia uite, Alexandru, uite cum se duc 3.000 de lei. 3 pufuri, 100 de lei. Mor. Aolo, o făceai? Aolo! Mi-a stat inima în loc. Ce vine miros? Ce mai are pe aici? Ia să-l cotrobui. A, uite, cutia de la parfum. Nu, ciordim că... Stefan Olici, lasă, nu mai arăta, că le fac reclamă. Stefan Olici, ce fie prea scump parfum. Păi bune, 3.000 de lei pe un parfum n-aș da. Îmi cumpăr și eu parfumuri scumpe. 600, 500 de lei, Alin la fel. 700, 1000, dar 3000 de lei mi-e vine rău dacă dau un parfum. Eu de ce să mai cumpăr acum dacă îmi dau de la Alex în fiecare zi, că nu e acasă. Mă-l faci sunt, auzi, îl faci că 200 de euro pe biletul de avion să vină înapoi, numai să ne consum parfumul. Da. Și mai avem ceva de la Alex, vrei să umblăm? Nu, încă face infarct. Face infarct. Oh, no. Când aud acest sunet, îmi vine rău. Are aici o cutie cu... Cu ce oare? Ia. Să vede? Aolo, să văd milioanele. O spargem? Nu, mamă. Nu faci așa. Economiile, nu frății. Să strânge și el, mă. E și el mic, mă. Glumesc, mă. Cum să fac așa ceva? De ce faci mie așa? Uite ce are Alex, crocs. Da, de ea. E de la mic. E de la mic. Noi glumim. Bine, eu nu mănâncă mec. Bine, cu parfumul nu glumim. S-au dus 100 de lei cu pufurile alea, dar nu s-au mai făcut. Asta e, dar ce bine miroase. Vezi? Dar mie îmi place, am văzut la Alex, după 10-15 minute își schimbă mirosul, devine mai așa, mai tare. Da. E mișto, mă, dar n-aș da. Ați abon pe un parfum. E ce? Mi se pare prea mult. Bine că-s parfumuri și mai scumpe de atât. Da, mama, uite, îți place cum conduc. Și vouă vă place să cotrobăiți, spuneți adevărul. Mie îmi place. Și eu am terminat parfumul, trebuie să-mi iau altul. Dar mi-aș comanda de pe mine, prieteni, știți vreo firmă serioasă cu parfumuri originale să nu fie fake? Bă, eu nu sunt de acord cu parfumurile după internet, pentru că mai știi când am comandat, nu mai dau de la... Mă lasă de la firme brand astea care... Și tu aia cu ambalajul verde, știi? Da, lasă, dar eu zic la ăștia adevărați. Păi ăia adevărați, ăia sunt firmă mare, producători. Și a venit în... Cât a fost parfumul? 400-500 de lei. Nu știu. Două au fost comandate. Site-uri de brand mare, care le găsiți și pe mall-uri. Doar că nu știu ce s-a întâmplat. A, zi lui Alex, să-mi iau mâine de la aeroport. Bravo, da, din Duty Free. Când am din ajuns... Din Duty Free, e mai ieșit în Duty Free. E? Păi da, dar în România nu mai e Duty Free. Scandalul ăla trebuia. Păi ăla, dăm... Scrumieră? Da. Dă-mi scrumieră, că eu fumez în pat aici, la Popești, eu sunt șef, fac ce vreau. Fumez în pat, ia uite. Păi de ce să nu fumezi? Nu în patul meu.
A luat cu mine când am plecat? Cu el? Ia uite aia. A luat-o cu el. Cred că a luat-o cu el. Tată! Ia du-tu puțin filmarea aici. Da, măi, prieteni. Nu, că n-am voie să arăt televizorul. De ce? Ne-am luat mare țeapă. Am comandat parfumurile, le miroseau a apă goală. 10 minute dacă țineau pe tine, nu era nimic. Țeacă, adevărată țeacă. Mie îmi place să tocăresc ce are Alex prin cameră, să cotrobăi. Nu iau nimic, dar îmi place să văd. Până la urmă e fratele tău. Păi da, ce am frate degeaba? Dar nu e și Alex. Ne lasă să cotrobăim pe la el. Îi place și lui. Adevărat. El ne-a invitat să petrecem timp aici. Aici e spațiu mai mare, cum e la Strehaia, ați văzut. Când stai așa într-o cameră mică... E cât camera lui Leo? N-ai chef să faci nimic. E bine, și la nu e camera destul de spațioasă, dar aici îți vine să umbli, să găsești activitate. Sus. Că e spațiu mai mare. Și consola asta cu joc. La mine la televizor nu știu de ce nu merge HDMI-ul ăla să-i bag jocul David să-l corectez. Și am venit sus aici. Mai e și la parter televizor, în toate camerele sunt. Dar aici îi place lui David, că e spațiu mai mare să joace, să... Asta e, prieteni, stai și mai relax weekendul ăsta, așa că vă pupăm. Vă pup și ne vedem mâine. Pupă, prietenii. Pup, pup. Unde mi-am pus telefonul? Prieteni, și eu vă pup, vă doresc o seară frumoasă. Nu uitați să dați un like și un comentariu la melodie. Și ne revedem mâine, prieteni, da? Dați-vă un like, un comentariu și o distribuire la piesă. E piesa acolo, penultima, că ultimul o să fie vlogul ăsta postat. Vă pupăm! Vă pupăm, pa! Pa, pa, prieteni!